care pentru mine ca filolog
ca specialist în literatură, că ce predau și ce natură română la Universitatea din București și de aici la Sinche. Pentru mine e un fenomen foarte interesant de ori mentalitar, de ori din istorie. N-am mai pomenit așa ceva. Deci am fost invitat în vedere de delimitare, adică de om nepriceput, de clown, de om care vine probabil cu vidul lui, cu neștiința lui absolută, cu sărăcia lui de duh în sensul literal, dacă vreți să ca să vorbească despre niște oameni pe care abia dacă i-a cunoscut, dacă i-a îndrăgărit, i-a făcut deloc. E un gest de prietenie aproape de dinaintea prieteniei. Bun, sunt în fața unui obiect de art, fie el literar, fie el muzical, fie el plastic. Dacă e să-mi pun o problemă, îmi pun una singură care mi se pare a fi fundamentală. Unde identificăm, unde observăm că se produce pragul? Adică unde este pragul care ne sugerează acea ușă întredeschisă și ne face să intuim sau să trăim sau să trăim fulgurația unui aici și a unui dincolo care se produce în acel moment, în obiect, în materie. Te invadează studiile lui Sorin Ionulescu, vezi pe ce de aceasta, este chiar așa, cred că ar fi putut fi toate ca o pecete, ca o amprentă, ca o ștampilă, nu? Care cred că funcționează ca un prag. El, această figură îndeplinește rolul de prag, iar în spatele acestui braț sau în fața acestui petrec diverse atmosfere, diverse universuri. E un aici și un dincolo pe care îl aproximăm, sigur, foarte, foarte nuanțat de la un moment la altul, de la un moment sau un altul la altul și poate ca de la un ansamblu de simboluri la altul. Ar trebui să vorbesc despre, cum se zice, ochiul terestru. Da, nu cunosc valori, e că sunt ca și cum aș face cu psicologie și eu nu știu să fac solfegiu. Nu mă pricep la solfegiu, adică nu știu care este ABC-ul acestor elemente de bază, ca să spun așa, dar mă lansez, bineînțeles, mă lansez. V-am spus, cu veneitatea mea și cu vidul care sunt. Ștampile. E un copac care este un univers, probabil, care îmbrățișează diverse stări de agregare ale materiei, diverse stări de agregare ale timpului. Deja încerc să mă apropii de calitatea discursului de critică plastică pe care îl aud adesea la radio și mai citesc în revistele de specialitate. Adică angajez o energie subiectivă suficient de grațioasă din când în când sper, da? Unde intuim pragul, granița, ușa întredeschisă? Dacă ne ducem dincolo și ne uităm, de exemplu, la un tablou al domnului Francis Gioaru, vedem acolo o păpușă japoneză, nu știm dacă nu este Matreșca. Și un supersonic, e un prag, e un contrast mare, nu ai zice inocență versus agresiune. Ce e important? Că nu poți să stabilești termeni. Dar voi să identifici agresiunea în chipul acela mat, simulat, deci periculos. Și inocența în splendoarea cu zeșul cu velatului care va veni eventual cu străpunta și între vicios, poate, cu vizator de centru și de energie umane, probabil că da, oile și vacile purtate prin spațiu, în inocența lor, ce să mai vorbesc despre sculpturile lui Mircea Roman,
care sunt un prag, un prag al timpului foarte puternic. Aceste sarcofage, nu știu, oameni sarcofage, oameni mumii, care cumva sunt morți, sau dacă vreți, aceste figuri arate de un soi de mal, dar nu de sghetlă, poate de milenar, nu rău de mileniu. Și probabil prezente dintre noi, dar invizibile, deci vizibile în materia acei de față și care sunt transcendența noastră. Pe stradă am numit că sunt prezente adesea aceste figuri, nu s-au articulat cu bine la stradă sau în locuri publice, adică numirile și centralul nostru și vechimea noastră cumva patetizând și dându-ne un raport de transcendență. Cam așa văd acest spațiu aparent exact, dar așa și trebuie să fie. Din ce intervine eclectismul? Poate mă înșel, dar hai să zicem că adică sunt trei dimensiuni foarte diferite răsărinii Îndulescu cu această pecetă care traversează timpul și spații la domnul Chioariu cu simbologia lui cosmică și politică și aceste arheuri. Aparent acest eclectism cum se realizează? Aici e întrebarea la care pare că e greu de răspuns, dar sunt de ușor. Am impresia că dumneavoastră sunteți prieteni, nu? Adică, sintaxa asta se realizează pur și simplu din schimbul direct de energie umană dintre domniile voastre. Nu sunteți oameni care să vă fi căutat un moment foarte sofisticat și foarte sofisticat, ci pur și simplu există o activitate directă umană și atunci lucrurile acestea se așează și vă vedeți în felul acesta. Sub aparența unui eclectism și automat când apare eclectismul, adică când apare ruptura, apar și elementele de unitate, care sunt cu atât mai evidente. Sorin m-a rugat din ieri să spun, doamne, care e tema aici? Ce credeți? Păi, n-am scris pregătit, nu știu să povestesc dimensiuni poetice, pur poetice, nu știu. Poate simbologiile sunt sensibile. Am intrat, ce-am făcut? Am intrat în galerie, am intrat în mâinile așa. Am zis, ura, hai să dansăm, hai să incendiem aleile către moaștele Sfântului de la Biserică și cam asta e, zice, astea, adică aleile incendiate către moaștele Sfântului. Pe care ar urma să intră, nu ele incendiate fiind, ar urma să intră și să dansăm. Așa, bineînțeles, privirea foarte severă a acestor arheuri invizibile, deci invizibile. Și cu corecția acestor oi vaci, prin cosmos, ce face de Sfântul ăla? Poate zic că și eu m-am aici tot din aceeași rațiune sunt un prieten iubit în apropierea acestor oameni și așa se explică această insolită. Bravo, te-ai descurcat!